Miercuri, 3 iulie, între orele 10 și 11, se va desfășura exercițiul de alarmare publică PROTCIV 2019. Astfel vor fi puse în funcțiune sirenele electrice de alarmare publică instalate în municipiul Călăraș pentru verificarea și însușirea de către populația semnalului de alarmare la dezastre. Semnalul de alarmă la dezastre este compus din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Cetățenii sunt rugați să nu intre în panică și să respecte măsurile indicate de organele de ordine. Acțiunea denumită generic Miercurea Sirenelor se desfășoară începând din luna august 2017, în prima zi de miercuri a fiecărei luni. Exercițiul are ca scop testarea mijloacelor tehnice existente la nivel național și îmbunătățirea timpului de reacție a autorităților în situații speciale de urgență.